S-a constatat că, în urma unei expertize, că și mama și tata, că erau în provocare de evreitate, să spunem așa, a fost luată decizia ca să fie reținut tatăl. Iar mama acestora, luând în considerație că se află într-o stare critică a sănătății, atât și starea psihologică acestea, a fost amplasată într-un centru de reabilitare. Tatăl celor trei copii, arși în propria casă, ar putea fi judecat pentru lipsirea de viață din imprudență. El riscă până la 6 ani de pușcărie. Totodată, poliția nu exclude că și mama copiilor ar putea fi reținută. Între timp, pompierii au înaintat 4 versiuni ale producerii incendiului: încălcarea regulilor de exploatare a aragazului, un scurt circuit, incendiere intenționată sau soba defectă. Ce ai pus tabată cu tabaie de densă, ca să tăi. Cauza finală a producerii incendiului va fi anunțată în cel mult 10 zile. Poliția investigează toate circumstanțele tragediei. Acum 2 zile, un băiat de 4 ani și surorile acestuia de 7 și respectiv 1 lună au ars de vii în propria casă din satul Danu, raionul Glodeni. În momentul tragediei, părinții micuților se aflau afară, iar până la intervenția salvatorilor, casa a ars în totalitate.